When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Matei Stratan are multe să-i ofere Mădălinei și cum olteanca nu ratează vreo ocazie de a le arăta oamenilor cum este ea ținută în puf, a făcut-o din nou. Bells will ring, ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing the bell. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar and elle. Bruneta a postat pe o rețea de socializare imagini senzaționale care ar stârni invidia oricui. Cei doi porumbei se relaxează pe o barcă înconjurați de apele turcoaz și peisajele de vis din Grecia. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Mădălina și Matei se țin și de șotii, probabil pentru a se ascunde de soarele arzător sau acoperit ca doi adolescenți jucăuși sub un prosop. Și-a devenit incredibil după sarcină, chiar dacă nu pare să țină vreo dietă, căci modelul s-a înfructat din plin cu delicatese culinare specifice locului. Nisipul fin, albastrul cristalin al mării și liniștea de pe plajă se potrivesc perfect cu iubirea celor doi părinți. Parcă ar fi în rai și chiar dacă răsfățul de care au parte nu costă cu siguranță puțin bani, fericirea este cea mai importantă. Dar pentru Matei banii nu sunt o problemă, are o avere estimată la peste 300 de milioane de euro, așa că își permite să le facă Mădălinei și fetiței lor toate poftele.